Bun, în primul rând am vrea să vă mulțumim pentru prezență și pentru promptitudinea de care ați dat dovadă și imparțialitatea pentru care sunteți aici. Eu sunt Andrei Florin, membru al Asociației Suporterilor Români și membru al Peluzei Cătălin Hâldan Dinamo. Lângă mine am să vă prezint colegii care suntem aici. Din partea stângă, Dan Rot de la Petrolul Ploiești. Lângă mine, David Cristian de la Honored Patria. În dreapta mea, Marius Nicolau de la Steaua București. Iar în capătul nostru, Cristian Cațan de la Universitatea Craiova, cu toții membrii ai acestei asociații. Ca urmare a ultimelor evenimente petrecute în București și nu numai, în toată țara, am remarcat că planează o dilemă asupra tuturor niște tineri sub titulatura de ultrași și au îndrăznit să-și revendice și ei drepturile în stradă. Și ca atare am dorit să ne strângem aici și să vă explicăm tuturor cine suntem, ce vrem în calitate de cetățeni ai acestei țări. Pentru că acuzele la adresa noastră sunt nefondate și nejustificate de o virulență aparte. Prin demascarea acestor mici șicane și încercări de dezbinare a grupurilor ce doresc să manifeste în mod organizat, demonstrăm că membrii ai unor galerii considerate violente și dușmane în același timp pot sta la aceeași masă și pot gândi către același cel, adică un numitor comun, ceea ce numim noi un drept real la liberă exprimare. Asociația Suporterilor Români cuprinde nu numai ceea ce vedeți aici la masă, ci și suporteri din întreaga țară, cum ar fi Timișoara, Vaslui, Cluj, Brașov, Sibiu, Galați, Constanța, Oradea, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Hunedoara, Iași, Tulcea și nu numai. Cu toții am decis să ne unim forțele, iar vocea noastră să se facă auzită peste tot. Mesajul nostru să fie unul clar, fără violență, dar intens și bine explicat. Am protestat în fiecare zi de când au început protestele în mod individual, iar atunci când lumea ne-a văzut acolo, au coalizat cu noi, chiar zilele în care părem mai puțin, lumea se întreabă unde sunt galeriile, de ce nu mai vin galeriile. Galeriile vin, sunt acolo. Suntem în primul rând cetățenii acestei țări și ne doare că tot ceea ce se întâmplă la nivel politic în țara asta este de fapt o ușoară mascaradă pentru interese proprii. Atât actuala guvernare cât și opoziția discreditează populația manipulând atunci când este cazul și folosindu-se de toate tertipurile, spunem noi, post-decembriste. Folosindu-se de acest organ al statului numit jandarmerie, dacă știți, jandarmeria este continuatarea securității de dinainte de 89, iar cei care conduc această instituție, cu părere de rău pentru părul alb din cap, probabil se folosesc de metodele folosite înainte de 1989. S-a vorbit foarte mult despre violențele provocate de ultrași. Câți dintre dumneavoastră și cei care ne văd și ne ascultă acum știți într-adevăr ce înseamnă cuvântul ultras? Foarte mulți asociază acest cuvânt cu o formă de violență fizică. Total eronat, cuvântul ultras îl puteți asocia foarte bine cu o iubire, o iubire pătimașă, o iubire față de o cauză, o unitate, este ceva extrem, cum am putea spune, ca să înțelegeți, eu sunt naționalist, iar colegul de lângă mine este ultranaționalist, este ceva mai mult. Despre asta vorbim, nu despre violență. Vorbim despre o violență care nu există în România. La nivel european, România este catalogată undeva la un
sub 5% din violențele petrecute în alte țări europene. Este o formă inventată pentru a da răspunsuri atunci când li se cer unor persoane care ar trebui să asigure ordinea și liniștea publică. Suntem aici în fața dumneavoastră să vă răspundem la orice întrebare. Am să-i las și pe colegii mei să spună câteva cuvinte. Urmărim prin această asociație să trezim spiritul civic din tineri care, din motive necunoscute, decid să tacă și să nu se exprime în stradă așa cum ar trebui de fiecare dată când situația de drept o cere. Suntem aici și ne-am strâns sub același nume suporte din întreaga țară, români întâi de toate, pentru a arăta lumii întregi că această națiune continuă ceea ce predecesorii noștri, pornind de la Vlad Țepeș, știu eu, Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu, au încercat să facă pentru această țară. Ceea ce se întâmplă acum sus, la nivel politic, cum vă spuneam și mai devreme, este josnic, pentru că știm cu toții în ce țară trăim, știm cu toții că tinerii noștri nu au unde să muncească în România, cu toții, după ce termină o facultate, caută cât mai repede să emigreze, să-și caute un loc de muncă peste granițele țării. Știm cu toții că țara se vinde bucată cu bucată, luăm exemplu Roșia Montană, băgându-ne în față la motivul că avem nevoie de investiții străine. Vorbim despre o țară românească în care turismul este aproape necunoscut. Vorbim despre o țară românească în care dreptul la liberă exprimare este îngrădit prin organele de represiune ale statului. Vorbim despre o țară în care tinerii nu au dreptul să vorbească și nici măcar să meargă câte trei pe stradă pentru că se consideră grup infracțional. Despre asta vorbim, despre asta suntem aici și sunt aici alături de colegii mei, ca să lămurim o dată pentru totdeauna cine sunt acești tineri care au ieșit în piața universității și au scandat împotriva nedreptăților care se întâmplă în zilele astea în România și nu numai. De 22 de ani suntem mințiți și a venit momentul ca toți să ne unim sub aceeași voce și să ne spunem nemulțumirile și să găsim soluții pentru a merge mai departe, a duce mai departe ceea ce părinții noștri, bunicii noștri au încercat în 1989. Nu au murit degeaba, așa considerăm noi. Sângele lor încă este în piața universității și în toate orașele unde s-a purtat revoluția. Iar datoria noastră este să nu îi uităm și să ducem mai departe ceea pentru care i-au luptat. Am să-i rog pe colegii mei să spună și ei câteva cuvinte, după care puteți spune ce întrebări doriți. Nu avem un număr limitat de întrebări, știu eu cum am mai auzit, 3-5. Puteți să ne întrebați orice, suntem deschiși să vorbim despre orice subiect. Da, să vorbească colegul meu de la Steaua, Marius Nicolau. De multe ori s-a menționat în aceste zile la televizor că ultrașii ies în stradă pentru că au o problemă cu jandarmii sau au o problemă în special cu legea 4 și că doar asta îi doare pe ei. Chiar și în comunicatele pe care noi le-am emis, am ținut să menționăm că acest lucru este eronat și aș dori să precizez că noi ne legăm într-adevăr de legea 4 pe 2008, cea care reglementează sau mai bine zis îngrădește libertățile suporterilor în general și a galeriilor de fotbal. Ne legăm de această lege deoarece din punctul nostru de vedere adoptarea ei și modul în care a fost promovată pot fi foarte ușor asemuite la un nivel micronic, cei drept, la, mă rog, într-un segment mic de populație, cu ceea ce se întâmplă în general în toate segmentele sociale, economice sau politice din România. Legea 4 este astfel pentru noi un simbol al aroganței și al disprețului cu care toți parlamentarii în general sau politicul românesc tratează populația. Această lege conține un amalgam, o pleiadă de greșeli și de prevederi neconstituționale sau prevederi care